bine ați găsit la un nou episod! Astăzi vom vorbi despre cum purificăm cristalele, cum ne descărcăm de energie negativă și cum le punem intenția noastră în ele. În primul rând trebuie să știm câteva chestii esențiale. Nu toate cristalele pot sta la soare, nu toate cristalele se țin în apă și cristalele nu se pun niciodată în sare. O să vorbim puțin mai târziu despre chestia asta, cât de important e să nu le punem în sare. 1. Apa de râu sau apa filtrată, poți săptămânal sau chiar după fiecare utilizare, depinde de piatră, să poți să bagi pietrele în apă, să se purifice, să se curețe de toate energiile negative. Eu de obicei iau după mine, oriunde merg, această turmalină neagră și de fiecare dată când intru cu ea în autobuz, în tramvai, într-un mall, merg undeva și o simt prea încărcată când vin cu ea acasă, o spăl cu apă filtrată, dacă n-aveți, puteți și cu apă de la robinet, de este mult mai recomandat să fie apă filtrată sau apă de râu. Și apa de izvor este excelentă. Așa că dacă ai un cuarț roz sau un citrin sau orice piatră și îți place să ieși cu ea zilnic afară, îți place să o simți lângă tine, când ajungi acasă poți să speli liniștită, nu se întâmplă nimic, atâta timp cât piatra nu este o pirită, de exemplu, pe aceasta n-ai voie să o bagi în apă atât de mult. Se poate purifica când o iei în apă, dar nu să o ții foarte mult, să o speli eventual, pentru că foarte mulți oameni probabil au pus mâna pe ea înainte, probabil au energie de la ei și trebuie să le purifici. De exemplu, angelitul nu mai este bun să-l pui în apă. Oricum am vorbit în episodul trecut despre ce pietre trebuie să evităm atunci când este vorba de apă. Deci, pe numărul 1 este apa. Apa de la izvor, apa de la robinet dacă nu ai nicio altă soluție. Apa filtrată, apa de râu este cea mai bună. Poți să lași pietrele atât timp cât sunt pentru apă, cât timp nu sunt pentru apă, sunt devin toxice, nu este ok deloc. Cât timp ai un cuarț roz, poți să-l țin apă și 30 de minute, dacă simți să nu fie apă rece, rece sau foarte fierbinte, să fie la temperatura camerei. Dacă simți nevoia și intuiția spune să le lași peste noapte, poți să o faci. Dacă doar să le speli puțin, când ajungi acasă, apoi să le pui înapoi în coșulețul tău cu cristale, este super ok. Ia-te întotdeauna după intuiție. Știu că pe net se spune în continuu că ar trebui să le lași 24 de ore într-un bol cu apă, că nu știu ce, și că-s niște reguli de urmat. Nu este adevărat, regulile alea le faci tu din intuiția ta. Dacă tu simți că vrei să lași 24 de ore aceste cristale într-un bol cu apă, este super ok. Dacă simți nevoia doar să le clătești puțin la apă filtrată, este foarte ok. Dacă simți nevoia doar să le scufunzi, să le dai așa puțin și apoi să le scoți, este ok. Ia-te întotdeauna după intuiție și nu după tot ce scrie pe net. Pentru că sunt cristalele tale și sunt conectate la tine și îți vor spune ce vor. Și că tot suntem la categoria de apă, preferatul meu, apa de ploaie. Apa de ploaie este superbă. Dacă aveți curte sau stați la bloc și aveți un locușor al vostru acolo, puteți să vă lăsați cristalele pe pământ în timp ce plouă, puteți să le lăsați și 24 de ore, cât timp nu este foarte frig. Dacă deja e spre iarnă, nu recomand deloc. În timp vara puteți și toamna, depinde cât de frig este afară, să nu înghețe cristalele. Dacă este foarte frig, vă recomand să le țineți undeva maxim până într-o oră, două, maxim. Numărul 2 este pământul. Să îngropăm cristalele în pământ. De exemplu, eu merg în fiecare săptămână la munte și acolo îmi îngrop cristalele. Din nou, pe net îți va spune să le lași eventual 24 de ore în pământ, eventual să le îngrop nu știu unde, să le lași nu știu cum, să le faci, să așa. Nu, ia-te după intuiție. Dacă simți nevoia să le îngropi în pământ, să le lași 10 minute, să faci o scurtă meditație, iar apoi să le scoți, este absolut perfect. Dacă simți nevoia să le lași peste noapte în pământ, este absolut perfect. Dacă simți nevoia să le lași într-o oră, două, e perfect. Nu trebuie să ai un maxim de ore în cât ar trebui să le lași acolo. Ia-te după intuiție, pentru că cristalele vorbesc cu tine. Numărul 3, aici ține de soare și de lună. Dar sunt câteva reguli de urmat aici, pentru că nu toate pietrele pot sta la soare. Pentru că unele devin toxice sau unele chiar se îmbolnăvesc, ca să pot să spun așa. Dacă vrei, poți să-mi lași un comentariu sau un mesaj în privat pe Instagram, dacă vrei să fac un videoclip despre ce pietre ar trebui încărcate la lună și ce pietre ar trebui la soare special. Important este că dacă lași pietrele la soare, să nu le lași în niciun caz în razele soarelui puternice, în sens de caniculă, în sens de căldură foarte mare. Poți să le lași la răsărit sau la apus. Acolo e cel mai bine pentru ele. Nu trebuie să fie în lumina aia puternică, pentru că nu le fac bine și se pot îmbolnăvi. Iar la lună, doar se spune că nu este ok să le ții în luna în descreștere. Din nou, ia-te după intuiție, dacă mori acolo în sinea ta și simți nevoia atât de mult să le
pui eventual la lumina lunii, în timp ce luna e în descriștere, poți să o faci, iată-te doar după intuiție, să nu-ți pui în cap că a, nu este voie, că nu, iată-te după intuiție, poate pietrele tare chiar au nevoie de lumina lunii în descriștere. La numărul 4 nu este mult de vorbit pentru că sunt lumânările. Ce e mai simplu să purifici un cristal la lumina lumânării, nu este nimic de spus, poți să pui cristalele în jurul lumânării, poți să te joci cum vrei aici. La numărul 5 avem purificatul cu alte cristale. De exemplu, știm foarte bine că sunt multe cristale care au o vibrație mult prea înaltă, chiar extrem de puternică. De exemplu, cuarțul de stâncă, selenitul, fenacitul, chiar și carneolul poate purifica alte cristale. Aici e simplu, n-ai nicio regulă cum să așezi cristalul, te iei din nou după intuiție. La numărul 6 avem bețișoarele parfumate, Palo Santo, salvie, foarte important să fie cât mai naturale, putem să le luăm direct buruieni, dacă mă înțelegeți, să nu fie din astea din magazin la 3 lei, bețișoare, știți la ce mă refer. Dacă nu aveți, puteți folosi și din alea, dar recomandat e să fie 100% din plante naturale. La numărul 7 avem vorbitul cu cristale și ascultatul melodiilor cu vibrație înaltă. Din nou este foarte ușor, e cristalul mână, vorbiți cu el. Dacă ai o geodă de cuarț de stâncă, poți plasa cristalul înăuntru în geodă și să-l lași acolo din nou după intuiție câte ori vrei. Avem și noi pe site două geode de cristal de stâncă, dacă vrei să las link în descriere. Am ajuns la partea mea preferată, în care le explic oamenilor de ce nu este ok să scufunzi, să purifici cristalul în sarea de mare, în sarea iodată, în sarea de Himalaya, în orice sare nu este ok. În primul rând, asta se spune de foarte multă vreme că este foarte ok, că se purifică, că încă din decenii se întâmplă chestia asta, nu este absolut ok, vă spun sigur că cristalele sunt ființe vii care nu suportă sarea, pentru că în primul rând le poate deteriora, depinde de cristal, dar se poate deteriora cristalul. În al doilea rând le îmbolnăvește, le scade foarte mult vibrația și nu este ok, gândiți-vă că sunt ființe vii, la fel ca și voi, gândiți-vă să fiți băgate într-un bol cu sare și să stați acolo 24 de ore. Nu este ok deloc și le îmbolnăvește. Pentru setatul de intenții la cristale, aici o poveste lungă și totuși scurtă, deci, eu când eram mică nu știam cum să programez cristalul să facă ce vreau eu, să mă protejeze, să mi-aducă iubire, să mi-aducă sănătate. Și făceam atâtea tehnici în care mă simțeam obligată să le fac doar ca să programez cristalul, când eu nici măcar nu eram conectată cu cristalul. Și de fapt e o tehnică extrem de simplă pe care am aflat-o de-abia acum. Tehnica asta o folosesc deja de vreo 3 luni și pot să spun că funcționează. Nu mai stau să mă mint singură că îmi place ce fac, că le intenționez așa, când de fapt eu nici măcar nu sunt conectată cu cristalul. Ok, iei cristalul, am luat aici un citrin. Dacă vrei să-i ștergi toate intențiile care probabil i-au fost puse în magazin de alți oameni, probabil intențiile pe care le are de când e acest cristal, îl ții în pălmuță, te conectezi cu el și îi spui că vreau să ștergi toate programele pe care le ai, toate programele negative, toate programele pozitive. Acum ești al meu, te rog, deprogramează-te. Și el e deprogramat. E extrem de simplu. Iar dacă vrei să-l programezi, faci același lucru, îl ții în palmă și îi spui că te programezi pentru, fiind citrin, abundență. Te programezi pentru abundență, pentru chakra mea, plexul solar, pentru protecție, pentru orice. Spui chestia asta, te conectezi profund cu cristalul, poți înainte să faci o meditație specială pentru asta și atât. Asta e tot. Asta e tot ce trebuie să faci. Trebuie doar să fii conectată cu cristalul, pentru că cristalul crede-mă că știe intențiile și în primul rând le simte. Le simte foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați ajuns până aici. Ăsta a fost videoclipul de astăzi. Puteți să-mi scrieți în comentarii ce videoclipuri mai vreți să fac despre cristale, despre witchy, despre îngeri, despre arhanghel. Vreau să zic că în perioada asta sunt atrasă foarte mult de îngeri, așa că o să mă informez destul de mult și cel mai probabil va ieși un videoclip despre chestia asta. Și să nu uitați că am și un magazin de cristale, o să las link-ul fix în descriere și, apropo, avem reduceri. Putem face inele, bijuterii sau să creăm orice cristal la comandă. Pa!